Marius Dâscă din Ghirăiești dorește să plece într-un pelerinaj în Franța, la Ludră, dar nu oricum, pe jos, fără mașină sau autobuz. El va fi însoțit de încă doi tineri, iar scopul călătoriei este acela de a se ruga pentru țară și pentru iertarea tuturor greșelilor, așa cum se arată în scrisoarea adresată Consiliului Local Roman. Tânărul nu ar fi la prima experiență de acest fel, iar distanța de 3000 de kilometri între Roman și Ludră poate fi acoperită în 3 luni de zile. Eu am mai fost un pic plecat așa pe jos, am mai făcut câteva pelerinaje, undeva la Cacica, la 150 km de Roman. Și prima oară voiam să merg până în Italia. După m-am răzgândit un pic și am zis că ar fi bine dacă s-ar putea mai departe un pic și într-un loc în care e destul de frumos și plăcut în același timp. Știind că acolo merg chiar milioane de oameni din toată lumea, pentru a vedea, eu știu, acolo cum a apărut Sfânta Fecioară Maria unei tineri, Bernadeta. Iar acolo e posibilitatea de a vedea un loc în care a stat această tânără. Posibilitatea asta fiecare acolo, să vadă cum, ce a simțit ea în momentul în care a apărut Maica Domnului acele tineri. Tânărul plănuiește să pornească la drum pe 5 mai, exact de ziua lui de naștere. După calculele mele, fiind 3000 de kilometri, va dura cam 3 luni, mergând cu 30 km pe oră, pe zi, nu pe oră. Și după aia, știu, pentru a dormi, se poate într-un cort, cum am spus, e foarte... Îmi permit să stau la restaurante sau hoteluri, moteluri. Așa am ales... Acești 1000 de euro pentru ce? Știu, pentru cele necesare, știu, mâncare, știu dacă o să fie posibilitate, mâncăm ceva cald. Cererea a fost adresată Consiliului Local Roman. Sunteți din Ghirăiești, de fapt. De ce nu ați adresat-o Consiliului din Ghirăiești? Pentru că de vreo 10 ani de zile stau aici în Roman și pur și simplu cunosc câteva persoane care lucrează în primărie și m-au îndrumat să înaintez o cerere pentru a primi ceva. În legătură cu cererea de finanțare, există o singură problemă. Tânărul este din Ghirăiești și nu plătește taxe și impozite în Roman. Dar chiar dacă nu va primi cei 1000 de euro, Marius Dâscă este foarte hotărât. Va pleca în Italia, probabil nu pe jos, pentru a face rost de bani necesari pelerinajului.